O mare bucurie că ați acceptat invitația noastră să veniți aici la 40 de întrebări. Sunteți viceprim-ministru și ministrul transporturilor și infrastructurii din 25 noiembrie 2021. Ați fost ministrul comunicațiilor și societății informaționale într-unul dintre guvernele Ponta. Ați fost timp de șase luni premierul României cu susținerea lui Liviu Dragnea. Ați cedat presiunilor șefului dumneavoastră de partid și ați dat controversata ordonanța 13, care știm, ne aducem aminte, a scos în stradă sute de mii de români. Sunteți primul premier demis prin moțiune de cenzură de propriul partid, fiind apoi exclus din PSD. Ați reușit să reveniți în rândul socialdemocraților în 2020 și nu oricum. Astăzi, împreună cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, conduceți partidul din funcția de prim vicepreședinte. În plan personal, sunteți căsătorit ce aveți doi copii. Aș vrea ca prin intermediul acestor 40 de întrebări să îl înțelegem pe politicianul Sorin Grindeanu și să aflăm mai multe despre omul care se află în spatele unor funcții atât de importante. De acord. Sunteți pregătit? Sper. <laughs> Bine, începem. Sunteți ministrul transporturilor și infrastructurii în funcție. La începutul lunii septembrie, aproximativ 3.000 de români au rămas în aeroporturile lumii după ce zborurile lor Blue Air au fost anulate. Totul a pornit de la faptul că administrația Fondului de Mediu a blocat conturile companiei aeriene pentru o datorie de 28 de milioane de lei. Blue Air a anunțat că nu dispune de fondurile necesare plății combustibilului și celorlalte cheltuieli operaționale și că va relua zborurile abia din 10 octombrie. Între timp, conturile companiei au fost deblocate, dar nu și zborurile. Reamintesc că Blue Air este singura companie română de aviație privată și principalul competitor al Tarom a primit în luna august 2020 din partea guvernului Orban un ajutor de stat de 62 de milioane de euro pentru a se redresa după pierderile cauzate de pandemie chiar dacă autoritățile române au fost informate că exista un risc major de nerecuperare a sumelor plătite de stat. Urmează întrebarea... Câte țepe mai poate suporta statul român? Am să încerc să vă spun chestiunile legate de Blue Air, dar ca să răspund scurt la întrebarea dumneavoastră, eu cred că statul român, și știu acest lucru, nu mai are voie să suporte nici măcar o țeapă. Revenind la, la Blue Air, da, e foarte corect tabloul pe care l-ați făcut, aș mai accentua câteva puncte. 1. vorbim de o companie privată care se supune regulilor europene, iar regulile europene spun următorul lucru, printre altele, că atunci când se anulează un zbor sau atunci când întârzie mai mult de șase ore cetățeanul care beneficiază de, ar beneficia de acele servicii, poate să își recupereze sumele respective. Doi, vorbim de o companie care a beneficiat de acel ajutor de 300 de milioane de lei. Eu nu sunt organ de urmărire și nici nu conduc o instituție care să verifice dacă acele garanții date în 2020 de guvernul Orban sunt îndestulătoare. Sunt alții care se ocupă cu aceste lucruri. De bine, mă... guvernului urban. Exact. Pe mine mă interesează să, ca statul român să-și recupereze și aceste 300 de milioane și cele 5 milioane date prin hotărâre de guvern în urmă cu ceva timp, ca să aducem parte din românii abandonați de această companie pe aeroporturile din Europa acasă. Și am făcut acest lucru, nu e un lucru simplu, aproximativ o mie de români au venit pe cursele Tarom, nu e un lucru simplu să găsești echipaj, să găsești avion, să găsești înțelegere în aeroporturile respective, aproximativ, așa cum spuneam, o mie de români au venit acasă cu ajutorul Tarom, și alte 800 au beneficiat de cursele Tarom de linie normale, folosind biletele Blue Air anulate. Bun. Rămânem la compania Tarom. Ați spus așa că pentru a repatria românii rămași în aeroporturile internaționale, Tarom a primit 5 milioane de lei de la statul român. Pe de altă parte, Tarom a pierdut mult în fața companiilor concurente de-a lungul timpului, are curse neprofitabile pe rute interne și externe, la cele mai incomode ore și bilete mult prea scumpe față de condițiile pe care le oferă. Vă citez. Știm că Tarom nu este într-o situație economică bună. Noi am agreat cu UE un plan pentru Tarom. Acolo este o șansă de a o salva. În vestul și estul Europei, singurele companii naționale de transport aerian rămase pe piață sunt Tarom și lotul polonez. Vreau să-mi spuneți de ce statul român este incapabil să transforme Tarom într-o companie eficientă? și în ce formulă privatizarea Tarom ar fi soluția salvatoare. Urmează întrebarea. Cât timp vom mai zbura cu arip tricolore? Sper că am mult timp de acum încolo. Și mă bazez pe următoarele lucruri. Spuneați de înțelegerea pe care o avem cu Comisia Europeană. Am fost în urmă cu aproximativ două luni la Bruxelles. Am avut o discuție cu doamna vicepreședinte a Comisiei Europene, doamna Verstager. Unul din puncte a fost arom. Statul român s-a angajat la un plan de restructurare agreat cu Comisia Europeană, iar în acest moment ne aflăm în perioada în care trebuie implementat acel plan. Nu sunt mulțumit de calitatea serviciilor. Eu cred că uh, niciun uh, român până la urmă nu e mulțumit de calitatea serviciilor oferite în acest moment de către tarom. Șansa taromului este următoarea. Să pună în aplicare acest plan de restructurare pe care l-am agreat împreună cu Comisia Europeană, să înceapă să stea pe propriile picioare economic vorbind. Totuși, vorbim de o companie, doamna Rifai, care undeva la începutul anilor 2000 avea sute de milioane de euro cash în conturi și care în acești ani și explicația au care e. dispărut și au ajuns pe datorie. Asta este, asta este taromul istoric în acești 30 de ani de după Revoluție. Când vin într-un post de ministru, ei cu bune și cu rele. În momentul în care am preluat mandatul, sigur că știam situația Taromului. Încerc împreună cu colegii mei să o redresăm, să înceapă să crească indicatorii în sensul pozitiv economici și să găsim soluții. Eu nu exclud ca parte din tarom să poată să fie. Minoritar scoată. sau majoritar? E de vreme să discutăm, dar eu cred că putem să discutăm inclusiv această variantă. Bine. Mulțumesc. Rămânem aici, la Ministerul Transporturilor, minister bogat, important. În acest an au fost gata 40 de kilometri din drumul expres Craiova-Pitești, chestiuni care ne dor, domnule ministru. Ar trebui să fie finalizat tronsonul în Sibiu-Boița din A1, deci 13 km de autostradă. Până la finalul anului avem promisiunea că vom circula și pe podul de la Brăila. Într-un interviu despre infrastructura rutieră, ați recunoscut că în ultimii 32 de ani, statul român a rămas cu o datorie imensă față de cetățeni văcidezi. Indiferent de guvernare, nu există nevinovați sau vinovați exclusiv. Ați explicat că adevăratul motiv pentru care România nu are drumuri și autostrăzi este cadrul legislativ. Ați dat un exemplu foarte clar. Vă citesc din nou. Înainte de a veni la minister, se termina licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate și proiectare pentru Comarnic Brașov. Iar câștigătorul are o perioadă de 4-5 ani să facă studiul de fezabilitate. Construcția propriu-zisă va începe peste 5 ani, dacă se respectă termenele. Deci, prin 2030, ar putea fi gata Comarnic Brașov vreau să știu și merg pe principiul dumneavoastră, fără a căuta vinovați, de ce nu ajustați legislația ca să puteți construi drumuri mai repede? Urmează întrebarea. Vă înjură des românii în trafic? Sunt convins că da, și nu doar pe mine, pe toți cei care au fost și care vor fi miniștrii ai transportului. Eu în fiecare dimineață când intru în minister, și urcați la etajul 1, e un perete întreg cu pozele foștilor miniștri din perioada antebelică. O să ajung la un moment dat și eu o poză pe acel perete, în mod sigur. Problema e următoare, revenind la tonul serios și la o problemă extrem de gravă. România, în acest moment, parcă nu face, din punct de vedere al infrastructurii, parcă nu e membra Uniunii Europene. De aceea, de aceea, la sfârșitul anului trecut, la o lună după ce am venit ministru, am aprobat în Guvernul României un plan pe 10 ani. Un program, așa cum spuneam, pe 10 ani, pe care l-am aprobat inclusiv la Comisia Europeană. Următoarele investiții pe 10 ani în România, indiferent de guvernele care vor veni. Și vor veni în 10 ani de zile, mai multe guverne. Transporturile trebuie să rămână o prioritate. Doi, și de aceea am ținut să aprob acest plan investițional pe următorii 10 ani. 2. În primăvara acestui an am schimbat legislația. Apropo de ceea ce spuneți dumneavoastră, și odată cu schimbarea acestei legislații, am umblat la termene, am umblat la avize, am umblat la autorizații, la chestiuni de care te lovești în momentul în care încerci să construiești autostradă. Tocmai de aceea, probabil, am reușit de la 1 ianuarie. Până la 1 august să semnez contracte noi de aproape 5 miliarde de euro. Cel mai bun an la Ministerul Transporturilor a fost anul 2020, dar cel mai bun când s-au semnat pe parcursul întregului an 2 miliarde. Eu voi termina anul cu 8 miliarde. Hai, doamne, ajută. Mulțumesc.